În acest clip îți voi arăta cum să alegi tagurile pentru clipurile tale YouTube și începem chiar acum. Salut, sunt Ionuț de la Mes.ro, bun venit pe un nou clip. Dacă ești pentru prima dată pe acest canal, te invit să te abonezi, pentru că de fiecare dată îți voi arăta lucruri care să te ajute să domini YouTube și Google. Tagurile reprezintă lucruri foarte importante pentru YouTube, pentru că în acest mod îl învățăm pe acest motor de căutare despre ce este vorba pe conținutul nostru, ce avem noi pe clipurile noastre și așa mai departe. De aceea trebuie să folosim cu atenție astfel de lucruri. În acest clip vreau să vă arăt exact cum se aleg aceste taguri și care este metoda mea de succes. Pentru a vă arăta care este metoda mea de alegere a tagurilor, am decis să modific un clip deja existent. Îl modific pentru că nu are vizualizări foarte multe și cred că e momentul să începem să mai facem modificări prin părțile esențiale, cum ar fi titlul, descrierea și, bineînțeles, tagurile. Pentru început, vă recomand să vă instalați o extensie de Chrome numită vidIQ. Am mai vorbit despre această extensie. Este o extensie care, în principiu, vă ajută la alegerea acestor taguri. Trebuie să fiți atenți la un parametru cât se poate de important în această extensie, numit SEO Score. Acest SEO Score și, în principiu, modul în care YouTube-ul vă poziționează clipurile ce obțin în fază incipientă, este relevanța. Da? Deci, ce înseamnă acest lucru? Titlul, descrierea și tagurile trebuie să fie în legătură unul cu celelalte. Adică, în momentul în care aveți câțiva termeni în titlul, acestea trebuie să se regăsească automat și în primele fraze din descriere, dar și în taguri. În funcție de termeni pe care vreți să poziționați acel clip. Repet, doar în fază incipientă, după care, după câteva săptămâni, intră în joc și timpul de pe care un utilizator îl petrece pe clipul vostru și așa mai departe, de aceea trebuie să faceți pe lângă un SEO foarte bun și un conținut foarte bun al clipurilor voastre. Pentru instalarea vidIQ o să vă las un link în comentarii, exact de la clipul la care am vorbit despre această extensie, acolo am dezvoltat mai mult acest aspect. În acest moment mă interesează mai mult partea de tags, de etichete, ca să spun așa, și de aceea vom sări repede peste acest amănunt. Am schimbat titlul și titlul se cheamă Cum se pui un link YouTube pe Instagram. Sper să aibă mai mult succes. Bineînțeles că e foarte important ca acest termen să fie căutat sau măcar un termen asemănător să fie căutat pe YouTube, pentru că altfel degeaba sunt pe primul loc în căutări dacă lumea nu caută. Apoi, pe lângă acesta, vedeți, există o frază care are legătură cu titlul la începutul descrierii, după care, dacă mergeți mai jos, am schimbat un pic ordinea, am mai schimbat un pic cuvintele, doar ca să nu fac, să nu declanșez un algoritm YouTube care să nu-mi dea voie să vă poziționez tocmai pentru că fac duplicate content și așa mai departe, după care urmează tagurile. Eu organizez tagurile pe trei straturi. În primul rând, tagurile canalului meu, care sunt, de fiecare dată le veți găsi pe toate clipurile mele. Experții recomandă 2-3 taguri care să rămână constante pe fiecare clip. Eu am maps.ro și Maps SEO România. Acestea sunt, să zic așa, este stratul numărul 1 de taguri, stratul de taguri comune a fiecărui clip, să zic așa. Apoi, urmează stratul de taguri care să-mi aducă, să capteze atenția YouTube pe un anumit domeniu. De exemplu, link. Să zicem că, în funcție de aceasta, YouTube-ul își va da seama că în acest clip eu vorbesc despre linkuri. Aș putea merge chiar mai mult de atât și să pun linkuri pentru relevanță. Mai departe. Social. De ce? Acest lucru are legătură atât cu YouTube cât și cu Instagram. Mai puțin cu YouTube, dar Instagram este o rețea de socializare. Bineînțeles, YouTuber. Vedeți că nu spun neapărat YouTube, cât pun cuvinte din aceeași arie semantică
Instagram. Să zicem, o lăsăm așa. După cum vedeți, deja scorul SEO a crescut considerabil, tocmai pentru că am pus câteva cuvinte care au legătură cu titlul, care se regăsesc și în descriere. Aș putea să continui și mai departe, să mai văd ce, să zic așa, legătură. În loc de link, legătură. Deja, după cum vedeți, scorul SEO a crescut la 34,5. Un scor SEO, zic eu, bun este între 40 și 50. Cine reușește să sară de acest scor este deja foarte tare. Eu nu am reușit până acum. Vă recomand să încercați. Eu vă voi da metoda și voi de aici testați și încercați tot ce e posibil ca să poziționați cât mai sus clipurile voastre. Ok. De aici încolo trebuie să facem pentru relevanță titlul. Tot timpul titlul trebuie să fie în tagurile voastre. Deci am adăugat și titlul în taguri. Vedeți, deja scorul a crescut. De aici va fi din ce în ce mai greu, cu cât ne apropiem de 40 din 100, va fi tot mai greu să poziționăm și să creștem acest SEO score. Mi se pare și normal. Sunt lucruri care sunt de înțeles. Urmează. Acesta este cel de-al treilea strat. Deci deja în momentul în care am pus titlul în taguri, deja acesta este al treilea strat de taguri. Din punctul meu de vedere, acesta este cel mai important pentru relevanță. Dacă primul strat este pentru ca YouTube-ul să înțeleagă că toate aceste clipuri aparțin unui singur canal, al doilea strat este pentru a da cât de cât o informație despre ce se vorbește pe acest clip, să înțeleagă YouTube despre ce e vorba. Din momentul în care am început cu titlul, să-l punem în taguri, de aici încolo, acesta este stratul de relevanță. În acest moment, YouTube începe să-și dea seama foarte bine despre ce se vorbește pe acest clip, îi spunem exact și îl îndemnăm să ne poziționeze clipul cât mai sus, pe anumite domenii, pe anumite taguri pe care le folosim. Link YouTube, deja am crescut la 40,5. Se pare că merge chiar mai bine decât mă așteptam eu să funcționeze. Încă un cuvânt la care m-am gândit, YouTuber, Instagram. Aș fi putut să pun chiar YouTuber pe Instagram, dar trebuie să țineți cont că YouTube-ul e destul de inteligent să înțeleagă astfel de corelații și aș putea chiar să cresc un pic SEO scorul, dar am ales să adaug acest lucru pentru a crește un pic aria semantică. Ați văzut, a scăzut un pic SEO score, nu e nicio problemă, cu această ocazie YouTube-ul înțelege mai bine ce i-am oferit. Mi-a scăzut SEO score pentru că sigur nu există YouTuber în descriere, dar nu e nicio problemă. Aș vrea să vedem dacă creatorii de conținut de pe YouTube, dacă aș schimba YouTube. Poate că e mai ușor, dar da. YouTuber link, a crescut din nou scorul SEO. Ce am mai putea să mai folosim? Deci am luat odată link din titlu și YouTuber din descriere. Link profil Instagram, pentru că dacă nu știți, Instagram-ul vă oferă posibilitatea să adăugați un link în profil
și noi îl folosim. Acest clip chiar vă recomand să-l urmăriți. Este un clip care vorbește despre cum să pui link-uri pe Instagram. Este destul de greu, dar nu e imposibil. Am ajuns la 41,1. Găsesc și typo pe care le corectez. Pentru că dacă cineva citește ok, am văzut de două ori extensie Chrome. YouTube, Instagram. Vorbesc în acest clip despre extensia anumită TubeBuddy. Aceasta permite să obțineți un link de la ultimele clipuri pe care le-ați postat pe YouTube. Este foarte practică pentru a o folosi în Instagram. Repet, urmăriți clipul să înțelegeți mai multe. În acest moment doar folosim folosim clipul pentru a adăuga taguri ca și un experiment. Link, YouTube, thumbnail. Deci am luat link YouTube, thumbnail, Instagram. Link YouTube, thumbnail, Instagram. Uite dacă funcționează. Da. Și acum să adăugăm link thumbnail. Și atât. Ce a mai crescut un pic. Ați văzut, da, odată i-am dat un link general, un link, un tag general, după care am mai redus un pic din generalitate și YouTube înțelege că e vorba de thumbnail-uri care se postează pentru a obține link-uri și așa mai departe. Am ajuns la 43, sunt sigur că pot crește și mai mult. Cum să pui un link? Ia să vedem dacă reușim cum să pui un link. Așa. Ar mai fi linkuri pe linkuri Instagram. Dacă încercăm Instagram linkuri YouTube. I-am dat să înțeleagă și acest lucru. Pentru că postăm clipuri YouTube. Cred că mai degrabă ar trebui să adăugăm clipuri YouTube Instagram. Pentru a înțelege mai bine YouTube că postăm pe Instagram clipuri de pe YouTube. Video YouTube. Instagram Stories, Instagram Stories. Și am ajuns la 45 din 100 SEO score. Este un scor foarte bun, bineînțeles că putem să mai creștem, trebuie să fim atenți, de aici va fi tot mai greu. Pentru a nu lungi foarte mult acest clip, v-am arătat cum să postați, cum să adăugați taguri și care sunt cele 3 straturi pe care le folosesc eu pentru aceste taguri. Bineînțeles că de aici încolo rămâne ca voi să testați, să folosiți metoda aceasta, să o perfecționați și așa mai departe. Dacă tot am vorbit de VidIQ, aș vrea să vă întreb câți dintre voi folosiți această extensie și câți dintre voi ați fost atenți la acest lucru numit SEO Score pe care îl prezintă VidIQ. Dacă ați învățat ceva util din acest clip, vă invit să vă abonați. Dacă sunteți deja abonați, ca de obicei, vă invit să deveniți parte activă a acestei comunități. Să vă puneți propriile întrebări și să răspundeți celor care sunt mai puțin informați decât voi. Iar până data viitoare, eu vă urez SEO plăcut!